Colectarea deșeurilor a devenit în ultimii ani un subiect intens de discuție pentru autorități. Pentru eficientizarea managementului deșeurilor s-a organizat astăzi la Iași Forumul Regional, o piatră de temelie în dezvoltarea sistemelor de management integral al deșeurilor în regiunea de Nord-Est. La eveniment au participat Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, invitați din străinătate și autoritățile locale și județene. Problema deșeurilor a fost abordată astăzi în cadrul forumului regional organizat în capitala Moldovei. Autoritățile au prezentat soluții și opțiuni de finanțare pentru o colectare de succes în regiunea Moldovei. Un forum foarte important pentru noi, pentru că este primul eveniment de acest gen organizat în regiunea de Nord-Est și ne dorim să avem cât mai mulți participanți de la primăriile învecinate ale municipiilor, la consiliile județene, colegii asociațiilor profesionale similare ca ADIS Iași, pentru a găsi soluții și oportunități de finanțare pentru următoarea perspectivă, să putem să atingem toate țintele la nivel național și să fim un exemplu de bună practică noi moldovenii pentru toată țara, de ce nu? Și autoritățile locale au fost prezente la eveniment, sublinind importanța colectării selective la nivelul municipiului Iași. Felul în care gestionăm deșeurile este întotdeauna în atenția publică ca o problemă deosebit de importantă ce ar trebui să fie rezolvat în cele din urmă și pe câteva dintre, să spunem, criteriile pe care noi le-am semnat la aderarea în Comunitatea Europeană, unele îndeplinite, altele mai puțin îndeplinite, și pe procedurile de infringement pe care tot Comisia ne le-a adus datorită faptului că n-am reușit să atingem, să spunem, procentele de recuperare a deșeurilor refolosibile. Dar eu cred că ar trebui să privim un pic mai departe decât ceea ce se întâmplă acum, pentru că una dintre cele mai importante resurse pe care orașele le au în general sau localitățile reprezintă pământul, suprafețele de teren. O îngropare la nesfârșit a deșeurilor nu este o soluție, valorificarea lor energetică ar trebui să stea mai mult în atenția noastră. Eu cred că ceea ce facem noi acum este destul de retrograd. Ministrul Mediului Mircea Fechet, venit special la Iași pentru acest forum, a subliniat condamnarea României în cauza legată de gestionarea deșeurilor și taxele uriașe pe care le plătim la acest moment. România este deja condamnată într-o cauză legată de gestionarea deșeurilor. Am fost condamnați și plătim în fiecare zi 18.000 de euro. Putem calcula la sfârșitul acestei întâlniri să vedem cu câți bani suntem în plus datori către Comisia Europeană după 2 ore de discuții și probabil va fi o sumă însemnată de bani. România mai face obiectul unei cauze de infringement legată de anumite depozite neecologizate, referindu-mă aici la depozite de deșeuri municipale. Mai sunt încă 9 astfel de depozite ce ar trebui închise, dar mai important, sau la fel de important poate, și legat și de discuția noastră de astăzi, România are și o procedură de infringement legată de lipsa tratării deșeurilor înainte de depozitare. Pentru că în mare parte a țării deșeurile sunt colectate mai mult sau mai puțin separat și duse direct pe groapă. În cadrul forumului au participat și invitați din alte județe ale țării, care au explicat importanța colectării separate. Toți actorii implicați în managementul deșeurilor joacă un rol esențial în gestionarea deșeurilor la nivel național. Prin colectarea separată, prin sortarea, prin compostarea, prin tratarea mecanobiologică a deșeurilor, noi, toți acești actori implicați în aceste activități, încercăm să creăm un cadru prin care să lăsăm copiilor noștri și generațiilor următoare un mediu propice, un mediu de dezvoltare, un mediu sustenabil, un mediu predictibil, și să asigurăm astfel că ceea ce facem noi astăzi nu va aduce un prejudiciu, mai ales de mediu, generațiilor următoare. La Iași există primul centru din România dedicat colectării deșeurilor reciclabile din gospodării private. De asemenea, datorită campaniei de conștientizare efectuate la nivelul județului nostru, procentul ieșenilor care colectează selectiv deșeurile a crescut considerabil.